cu privire la participare în cadrul programului național statul european este la platformă de anul care este mare. Noi am depus un proiect la statul european și tot sunt în genie și eu, și un Tudor, Tamara Sfata. Ați văzut, doamnă, ședința Consiliului Local la care ne-ați asistat? Da, în sfârșit am văzut-o, mi-au trimis și fragmente. Impresii ca oricare cetățean, dar vedeți că n-am putut nici să comentez pentru că sunt blocată și indignarea care e, că nici măcar nu sunt sinceri, să fie sinceri și cu mine și să spună adevărul. Chiar vă rog să începeți de la, vă rog să atragem atenție la ceea ce spune președintele Consiliului din data de 4.08.2023, adică oferă cuvânt raportorului privind chestiunea numărul 4. Și primarul începe. Noi am depus un, o să vă redau mot amo. Noi am depus un proiect la statul european și toți sunt învinuiți, și eu, și Ion Tudor, și Tamara Stepanovna, că asta, că n-am... De ce n-am făcut pe pavaj la școală? De ce n-am făcut monumentul? De ce n-am pus panouri electrice? Asta, cum se spune, panouri fotovoltaice, corectează Valentina Lilică. Eu i-am lămurit. Tamara Stepana, noi cu Ion Tudor am discutat. S-a măsurat pavajul, s-a dat la Consiliul Rănal și tipa este, dumnealui este prezent la... Da? Da, dar eu citesc motamo. Nu până astăzi, nici nu a elaborat devizul de cheltuiel, de cheltuieli. O rămas două, trei zile, el spune, eu, de la noi aveam proiectul care s-a făcut reparații în primărie și tot devizul de cheltuieli îl aveam, l-am depus la statul european, minutul 17, este pachetul care s-a făcut reparații, tot rampă, reparații, termoizolare și l-am prezentat la ODNRL. Este hotărârea de guvern, este monitor oficial, o sumedenie de primării, dat fac clădirea, să repare clădirile, clădirea e normală, trebuie să fie clădirea normală, avem seminare republicane, trebuie să ne mândrim, iote, este Ion Tudor, el o să lămurească. Ion Tudor este directorul gimnaziului Tudor Berdilă. Ion Berdilă. Și-a zis că e în gestiunea primăriei. Gimnaziu, da. Și nu-i răspunderea lui. Da, da, da. După care intervine avocata primarului. Nu-i chiar avocată, e secretarea Consiliului. Secretarea Consiliului, dar nici președintele Consiliului a ședinței din data de 4 nu a adresat întrebarea consilierilor dacă cineva are întrebări la raportor. Și nici procedura, dar asta e obligatorie? E obligatorie, e obligatorie. Asta nici nu se... Eu de una am văzut la Tartaul de Salce, satul vecin, acolo cum s-a desfășurat. Acolo, într-adevăr, frumos, mi-a plăcut. În lege sau în regulamentul de funcționare a da, Consiliului? Da, în reguli funcționare fix la Parlament, cum se desfășoară ședințele Parlamentului, noi suntem, ședințele noastre se desfășoară cum, adică la nivelul 1. După fiecare, după ce raportorul își prezintă, adică chestiunea, întrebarea, se adresează, adică se propune, dacă sunt întrebări, se adresează întrebarea asta. Astfel, Tatiana Dimin, care este fiina președintelui Consiliului, dar a fost totul regizat. Da, când dați voi, știi, ia să ia... Președintele Consiliului e ales de majoritate, nu-i unul permanent și nu-i primarul, așa că rudă, nerudă, păi da, eu... cumnată, fină, eu... toți în sat, mai ales dacă satul e mic, sunteți neamuri. Da, 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 da. Eu nu spun asta cu neavoință, dar vă zic că aceasta a fost așa de bine regizată, acolo alături, e și aici secretara, până la urmă ține deci un discurs așa plângăriți până la urmă că of, mai veniți și voi și dați, luați-vă diploma, da, ea și-a făcut notiții. Acum secretara Dimin Tatiana, care îmi spune că eu aduc falsuri, inclusiv cu Briega, inclusiv consilierul independent, dar până la urmă ea spune că, deci face o incursiune așa
Noi am depus acolo, și că primarul spune că deci n-am făcut monumentul, dar eu nu te acuz, domn primar, că deci n-ai făcut monumentul. Monumentul este făcut, este construit, dar este nevoie să renovăm. Și pavajul la școală nu-l faci mata, dar trebuia să aplicați, mă rog, privirea la faptul că de acest pavaj au nevoie copiii. Mai departe mergem. Totodată, secretara spune, măsurile de intervenție, ea citește, că măsura de intervenție 2.1, vă rog să publicați acele foi, fișe de foi ale ghidului, foaia numărul 17, în care se spun și măsurile de intervenție și în care este indicat de când au început, de când deci a fost lansat acel proiect, și inclusiv este scris pe pagina numărul 17 că Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală acordă primăriilor, administrațiilor publice timp 15 zile pentru identificarea propunerilor de proiect și înaintarea notelor de concept. Deci aceasta spune însăși ghidul. Acest lucru noi nu-l cunoaștem. Deci primarul doar s-a sculat și a spus niște fraze așa haotice, după care secretara face o incursiune ce au făcut ei. Până la urmă, secretara citește o notă de concept, 2, 1, 3, o să, ca să le publicați. Și spune într-un colț acolo, undeva se regăsesc și monumentele. Doamna Tatiana, cum asta undeva se regăsesc și monumentele? Monumentele este un, deci, este istoria noastră, este datoria noastră să le întreținem. Plus la aceasta, iarăși secretara Dimin Tatiana face o trimitere că instalarea panourilor fotovoltaice ar trebui un deviz de cheltuieli mult mai mare și că dacă corespunde acoperișul și înclinația. Aici intervine și Valentina Lilică, consilier, care spune, zici, da, dar este atâta lume în sat și care o crede. Apoi, doamna Valentina, vă zic care sunt cetățenii care mă cred. Sunt cetățenii care nu au apă, care nu au drum. Și când am depus eu la primărie, la Consiliul Local, cerere ca să fie reparat și în Burlacu, inclusiv strada, nu le știu eu corect, că nu-i sectorul meu, când am propus ca să facem, să reparăm o stradă, acolo unde, adică, Săteanul, decedat, l-au scos în ultimul drum, prin grădinile sătenilor. Și cine credeți că au fost atunci împotrivă? Acei consilieri care au acces direct la stradă, la șosea. Când am venit în Parlament de Răz, când am venit în Consiliu cu propunerea să reparăm sonda, să nu dăm 155.000 la primărie, iarăși eu unica am fost împotrivă. Și pentru acest fapt, că eu am fost împotrivă și atunci și acum, m-au schimbat în rol, nu în rol, în funcție de, în calitatea de secretar care o aveam la Comisia Economico-Financiară, mi-au schimbat-o în lipsa mea. A depus cererea Lilică Ileana, primarul citește și s-a votat că eu să nu fiu secretar în Comisia Economico-Financiară, din motivul că eu nu am semnat avizul la proiectul ăsta satul european. Până la urmă, primarul nici nu spune satul european expres, doar spune fraza satul european, dar este clar că nu el l-a scris, ci l-a scris Tatiana Dimin. Și dacă încă o dată mă întorc înapoi, cine sunt cei care mă cred? Și nu că mă cred, dar ei judecă ca mine, gândesc ca mine. Că mulți săteni îmi spun că dacă ar fi fost instalat pe casă de cultură panouri fotovoltaice, copiii noștri ar beneficia de teatre, circ, pentru că atunci când vin trupe de teatru, teatru de păpuși, circ când vine, se îngrămădesc, se înghesuie și grădinița, și copiii de la grădiniță și de la școală se îngrămădesc în sala festivă a școlii. Iată cine sunt, adică cetățenii, doamna Valentina Lelicu, cu care vorbesc eu. Iată, ei așa gândesc. Cei care au copii și care vor ca copiii lor să se dezvolte, să meargă la bibliotecă, să fie cald,
Iată, asta eu văd. Și chiar dacă Tatiana Dimin așa tare se îngrijorează că era un proiect și un indiviz de cheltuieli mai mare, trebuia să îl facem, să facem pentru copii, pentru sat, și mai tăiem, mai reducem încă din deplasările voastre care vă deplasați 7 ori la Cahos, deplasează 7 ori în săptămână, fiind săptămâna de 5 ore, de 5 zile lucrative. Deci se duc mai des decât asta, o dată pe zi. De 7 ori, da, sunt, deci de 2 ori au fost. Plus la asta eu am să întreb primarul de unde dumnealui a luat finanțe și a achitat o pagubă morală Bășteanu Afanasie. A pierdut-o. Și el țipă și răcnește la mine din cauza mea, au plătit 40.000. Absolut, eu cu dânsul nici nu m-am judecat, dar cred că de acum am să dau eu mai departe acțiune judecată. Pentru că a fost pe data de 4 februarie, aveam nevoie de un certificat de la cadastru. Nu era la lucru, era ora 8 minute. Mă sună, o sună pe dânsa, a venit la lucru. Până la urmă secretar. E bine, nu, asta e un subiect aparte. Dar tot secretara ne acuză și spune că Oleg Brega și consilierul independent, ea ca spune, dar asta s-a fals, noi nu vrem aer condiționat, iată, nu o să fie reparate 4, nu știu câte, dar 6 birouri. Mă, ai văzut 6 birouri? Brega la primărie, la etajul 1. Este eu birou. Eu nu am fost niciodată la primărie, dar nu știu, nu par să aibă 6 birouri acolo. Păi este biroul primarului, biroul secretarii, biroul agentului cadastral și fiscal împreună. După ce în partea dreaptă este contabila și asistenta socială. Deci 5 birouri, așa? Secretara spune... Vor fi... coridorul, holul comun. Holul reparat. Holul reparat. Acum eu întreb consilierii care spun că ei nu sunt complice. De ce niciun consilier nu a întrebat unde este amplasat al 6-lea birou? Cine a măsurat metrii pătrați din biroul X? Deci iată care este complicitatea consilierilor. Absolut niciunul. Nici președintele Consiliului nu a adresat, nu a venit cu acest îndemn, adică să, dacă are cineva întrebări către raportor. Doar Dimin Tatiana, i-au sărit mai mulți cu Batista repede la ochi, tocmai aplaudarele că Ileana. Păi dacă voi sunteți atât de sinceri și corecți cu dumneavoastră, estimați consilieri, și Maxim Popov, iată ce îți spun eu, Maxim, mă ta întrebai, păi ea spune una și alta, mă ta nici nu erai, erai într-o deplasare, nu erai în sat, când poate trebuia mai mult să te implici, să citești acest ghid, să iei cunoștință cu acest ghid și să pui pe cântar ce este mai important, reparația într-o primărie care nu-i disărit în prut, și dacă primarul spune că vin delegații de la Japonia, de unde, și dacă iarăși Dimin Tatiana face trimitere, că de ce să facem pavajul numai central, dar și de ce să ne ducem, de ce să nu facem pisalcâmilor și izvoarelor? Păi atunci când am solicitat eu să facem, să cumva pe drumul acela care, în burlacul vechi acolo, drumul acela, e glod, oamenii vin cu ciubotele, Oleg. Atunci mi-a fost interzis, adică am respins acea cerere a mea. Se considerau că sunt prea mulți bani, mult prea mulți bani. Dar eu nu consider că sunt mulți bani, pentru că acești oameni aduc voturi în primărie și anume primarului. Și dacă vor să schimbi birourile și dacă vor să schimbi frumusețe acolo, doamna Tatiana Dimin, nu o să mai respingă înscrierea, oficializarea căsătoriilor. De ce Tatiana Dimin? Da, este bine. Adică vreau să zic că atunci când se întâmplă decese, deci, da, asta este, că mulți sunt plecați și este nevoie ca să plece și chiar nu de mult o verișoară de-a mea decedat. Fiica din Italia avea nevoie să plece. Secretara era în concediu. Au sunat-o, au vorbit cum a făcut acolo, deci din timpul concediului ea a ieșit și a înregistrat acel deces, pentru că nu putea fata să rămână mai mult în țară. Atunci, de ce, secretară stimată, ai refuzat să oficializezi o căsătorie a celor tineri care au solicitat pur și simplu sâmbătă să reoficializați căsătoria, că vroiau și ei, au venit de la 2000 de kilometri, de 2 ori. Deci i-a adus până într-atâta pe acea familie, că băiatul a venit și a renunțat, deci nu mai vrem. A plâns și până azi, doamna Tamara, noi trăim așa ca ne înregistrați. Da, atunci cum?
cineva e bun, că e de-a lui Darius, n-a să-l înregistrez. Dar cineva înregistrează, pretind spune că e însărcinată, nu știu dacă mai are copilul, adică nu că am vedere, a devenit mămică, știți, pe cea familie o înregistrează, dar pe ăștia nu. Nu cred că nu o să mai beți ceai, nu o să mai beți cafea, sau dacă o să schimbați birourile, posibil o să schimbați producătorul de cafea și de ceai. Nu știu ce supărări aveți pe ei, dar oamenii par așa calmi, se înțeleg unii cu alții, pare o armonie în consiliul acela fără Tamara Rotaru. Nu știu de ce vreți să le stricați fericirea. Ei, eu nu știu, o să vedem până la urmă. Eu așa am fost 4 ani, eu așa am fost, pentru că dacă este domnul Starciu care are al treilea sau al patrulea, nu mai știu, dar cel ce n-are 3 mandate, dumnealui nu a observat că acolo și-a ridicat mâna, el vote reparația a 6 birouri la prim etaj. 2 imprimante. Pentru ce 2 imprimante? Scaunul la contabil e bun, ei ne arăta unul care e cel mai vechi. Scaunii buni care au fost la primărie le-au dus la Casa de Cultură și acolo la Casa de Cultură când fac niște guleaiuri, varsă vinul de la fabrică care le-l dă proprietarii de la fabrică de vin. Dar până la urmă nu trebuie scos, dar oricum, asta este. Și dacă Ioana Căpraru a fost la noi în sat și a fost cu un concert, deci nu ați dus-o pe ea în primărie, așa, stând omenește, practic omenește. Deci v-ați dus acolo unde nu sunt condiții. Păi la primărie nu trebuie duși oamenii cu concerte. La primărie sunt treburi administrative. Casa de cultură e pentru distracții, baruri private și tot așa. Eu zic, adică până la urmă că m-au invitat la o masă acolo, dar dacă așa tare tinde că au venit comisia, au venit delegații, au venit, cea mai mare delegație a fost Cuscru, primarul care spune Cuscru, ne-au zis, deci leu, Doamne ferește, nu, domn primar, trebuia să puneți accent pe necesitățile sătenilor, chiar pe casă de cultură, până la urmă, dacă au beneficiat de sala de fitness, tot în incinta, nu cred că cineva, dar vă zic, mulți părinți care de psihotare, ei înscriu, toți îmi spuneau. Și acum să mă întreb, dar cine sunt așa, cine sunt? Acei care gândesc corect. Și dacă au beneficiat de sala de fitness, trebuiau să ne unim mai mulți consilieri, mai în sensul, nu așa au fost, deci noi am depus. Cine domn primar noi? Cu cine ați respectat aceste 15 zile? Ați identificat probleme prioritare? Nu știu, prea lung video. M-am gândit cu toate altfel să-l facem. Dar și dacă eram la acea ședință, nu aveam să mă pierd, nu aveam să mă plâng. Ceea ce nu te ucide, te face mai puternic. Și voi fi pe aceleași poziții. Și voi încerca să văd, să dovedesc de ce la primul etaj sunt 6 birouri. Nu înțeleg de ce. Apropo, la etajul 2, se mai aude și în sat, reparația asta care a fost interioară, cineva și-a făcut reparație și în beș, fix cu aceeași teracotă din angajații primăriei, cu becușoare cu luminițe pe pod. Cineva și-a făcut o căsuță, o cășcioară, s-a făcut tot prin chestii trestii. Cum poți tu să mai ieși încă niște dulapuri dacă se micșorează numărul de populație? Care dulapuri, stimați domni, cei care, nu mă adresez la persoana doamnei Tatiana, cei care vedeți cum s-a întâmplat? Doi au scris, dar 10 au semnat, au ridicat mâna că eu votez pentru ce? Nu v-ați gândit? De ce, stimați consilieri, n-ați adresat întrebări lor? De ce nu le-ați întrepsat? De ce numai 6 scaune? De ce 2 imprimante? Fax este la contabilă. Cât E rău faxul celălalt? populație are Burlacu? 1888, cu mari comitetei. Dacă s-ar face o reformă administrativă, cred că nici n-ar mai fi primărie la Burlacu. Ori ar comasa cu multe sate mari împreună. Că nu cred că 4 ani. se poate întreține o astfel de primărie cu banii proprii. Trebuie injecții de la bugetul statului. 4 ani încă vom fi pe această metodă. Cam da. După 4 ani.